Eu aș vrea că dumneavoastră pe mine, voastră, tot vă înțelegeți. Și eu pe mine, da. Tot. Asta e mașina dumneavoastră. Și ce? Aceasta. Și ce? Respectabil pe omul și omul tot pe mine așa, nu? E normal. De ce noi trebuie să facem invers? Că eu nu respectă cineva și domnul așa nu-i corect. Respectă pe mine. Așa nu-i corect. Dumneavoastră nu credeți? Nu. E normal? Și ce să spună că domnul care nu respectă și spune că eu nu am respectat? Și e normal să spună ce, de ce să zici? O, gata, doamna, că nu... hai că totul vă în scenat, liniștește. De ce e normal să spună că în scenat, când scenete se face la teatru, la opere, la balet? Doamne, 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 de ce și totul auzi și greiesc cu tine. Eu cred că e normal să se audă omul și mi se pare că e normal să se audă că respect. Eu așa cred. Și mi se... Ce? Tot a fost înscenat. Tu cine ești? Eu sunt iubitul tău. Eu mi se pare că e normal să știu și eu când iubitul meu să-l cunosc și să știu cine este iubitul meu, să nu spună că este iubitul meu. De ce? Eu sunt iubitul tău. Și ce? Și vreau să te cer de nevastă. Și ce? Și vreau să accepți. E normal? Eu cred că e normal și respect ca să soțul să ceară soția cu inelul, dar și cu poezie, cu romantic, așa cred eu. Am înțeles. Iubirea mea, dintre toate stelele de pe cer, tu ești cea mai strălucitoare. Dintre toate păsările care cântă, glasul tău e cel mai frumos. Ce? Stop! De ce? De ce spune că e normal? De ce e normal să spună că păsări și adică ce, mă face cunoașcă sau ce? Băie, tu sigur vrei să iei din mireasă. De ce te bagi? De ce se bagă? E normal să băgați într-o discuție când atunci nimeni nu vă întreabă și respect acesta? E normal? Nu e normal, da? Așa cred și eu. Eu nu cred, eu te întreb. De ce? Și ti se pare că este normal să spună când vorbim? Nu, băie, tu n-ai și vorbi cu dânsa. De ce? De ce așa? Iubire, ia inelul ăsta și eu promit că am să te respect toată viața. Eu cred că este normal să știe care este iubitul când vorbește și atunci când el spune, atunci nici păsări și care fac în această ipostază, eu nu cred că este normal. E normal? De ce? De ce? Eu cred că nu e normal să stăm și să stăm aici între brazi și să stăm și să vorbim despre aceasta. Și eu nu înțeleg și vorbește. De ce? Hai, pune inelul și hai pe acasă, Maria. E normal? Ia inelul ăsta. De ce? Și ce? Pune inelul. Și ce? Cum să pun? De ce? O să fii soția mea. Și ce? Și o să fim fericiți împreună. Pentru ce? Dragostea mea, zi da. De ce se zice da? Cum și ce? Cum și de ce? Ei în el, pune-l pe deget casă, piatră, hai acasă. Ce casă, de ce? De piatră. De ce casă de piatră? Mi se pare că nu e normal să avem doar casă de piatră. Dar e doar beată sau și proastă? De ce vorbiți despre mine când eu sunt aici? Eu respect această casă de piatră fără pardoseală, fără linoleum. Da. De ce? Zi da. Spune pentru, da. Pentru ce? Vrei să bem până nu mai putem? Da. A zis da. A zis ce? Da. Și ce? Dacă hai, a zis... Hai, 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 că zis da. Mâine o să-și dai seama, da. Și ce? De ce? Da, blurați aici. Blurați, tăt video blurați. Hai, hai pe acasă. Hai pe acasă. Pentru că e normal?